O lume dezorientată, fără certitudini, cu prea puțină lumină în priviri. Asta trăim dacă ne lăsăm duși de val. Există însă oameni care știu și pot să se împotrivească valului, să rupă ritmul, să ne trezească, molipsindu-ne cu ideile lor proaspete, îndrăznețe, uneori obraznice. Oameni care schimbă totul. Pentru ei, nu există, nu se poate. Să-i aflăm, să învățăm împreună să trăim frumos și cu sens. Când depinde de noi, eu știu. Nu există, nu se poate. Bun găsit, dragii mei! Nu știu alții cum sunt, dar mie îmi vine să vorbesc în șoaptă doar. Să nu alung un vis pe care l-am parcă de când mă știu. Să fiu față în față cu moșul în seara de ajun, doar noi, nimeni în jur. Să-i simt nevoia de popas și de poveste, să-l trag de limbă și să aflu tot ce vreau să știu. Dar aș putea eu ține numai pentru mine secretul prețios al moșului Crăciun? Eu, care mi-am făcut un obicei din răspândirea gândurilor bune și a faptelor ce sufletul ne-l încălzesc? Nu, n-aș putea și nici nu vreau. Visez să aflu totul și să ne bucurăm de o seară de poveste împreună. Casa e pregătită, iată, moșul poate sosi din clipă în clipă, așa că vorba lungă nu-și mai are rostul. Praf de magie și priviți spre ecran. Așa, pentru Moș Crăciun. De la Antonia Maria Ioan, mulțumesc Moș Crăciun, dar și lui tati și lui mami să-i dai cadou. Da. Dragă Moș Crăciun, mă numesc Antonia Maria Ioan și am 7 ani. Sunt în clasa 1-a A, la școala numărul 80. Îmi place să dansez, îmi place să cânt, să desenez. Frumos, foarte frumos, da, am ascultat. Bună seara, dragii moșului! Ce faceți? Cum o mai duci? Poftim? Dar ce aud? Păi vă simt acum, uitându-vă la televizor, că ziceți, nu se poate, cum? Adică Moș Crăciun? Ba, se poate, dragii moșului, se poate. Nu există, nu se poate. E, știu că vă puneți întrebări, cine e, cum e, de unde e? Păi, legenda spune că Moș Crăciun ar fi, de fapt, prima minune pe care am făptuit-o Iisus la naștere împreună cu Fecioara Maria, cu mama lui. El, Sfântul Iisus Hristos, l-a transformat pe ursuzul, morocănosul și răutăciosul Crăciun, care și-a pedepsit nevasta, fiindcă fără voia și fără știrea lui a lăsat-o pe Fecioara Maria să nască în staul, în omul bun, cel care și-a dăruit toată averea copiilor nevoiași și văduvelor și oamenilor aflați în necaz de mai bine de 2000 de ani, așa cum îl știm noi. Legenda asta eu o știu de la bunica mea, Ilinca lui Moromete. Eu sunt unul dintre cei 4 copii ai lui Nicolae, a lui Ilinca, lui Moromete. Ah, iar vă aud, nu se poate. Ba, se poate, dragii moșului, nu există, nu se poate. Au fost oameni, oamenii ăștia au existat, moromeții au existat și au fost puși în cărți de mari în preda, cum au existat și alți oameni reali pe care i-au pus în cărțile lor, Marin Sorescu, Liviu Rebreanu, Ion Creangă, Caragiale, Tudor Mușatescu, au fost oameni vii și există prin noi, ducând mai departe bagajul acesta, comoara aceasta extraordinară de povești, de mituri, de legende, de învățăminte care ne fac să fim buni. Aveam, cred că, 3 sau 4 ani când mama ne citea în nopțile de iarnă lungi din Moromeți. Și eram convins că 100% este vorba doar despre familia mea, pentru că recunoșteam acolo oameni. Îl recunoșteam pe Neilie Morcoașă, zis Resteu, pe Neilie Galete, pe Gâga Marița, pe Tita,
tinerea Paraschiv, pe Nilă și tot gândul acela și mirajul acela al plecării la București. Așteptam cu nerăbdare serbarea pomului de iarnă, ca așa îi spuneau atunci, pomul de iarnă și pe Moș Gerilă, care, pe lângă tradiționalele și mult așteptatele citrice, portocale și alte dulciuri, mai strecura în punguță și cu tocarte. Așa am descoperit poveștile Ninei Casian, am descoperit poveștile lui Marin Sorescu, pe care mă străduiam dintr-o plăcere pe care nu pot să o explic, să le recit ori de câte ori aveam ocazia. Lucrul ăsta i-a făcut pe învățătorii mei să spună și să-mi prevadă că ori voi ajunge un mare scriitor, ori un mare actor. Și odată, absorbit de legendele Olimpului, aidoma lui Nicolae, lui Moromete, am pierdut căile pe câmp. Și plângând, mă gândeam, Doamne, eu copilul ăsta care am pierdut căile, voi păși vreodată pe vreo scenă de teatru? Și tot eu îmi răspundeam, nu, așa ceva nu se poate. Ba se poate, dragi, se poate. Nu există, nu se poate. Cu multă trudă, cu un pic de talent și cu încă ceva, totul se poate îndeplini, pentru că nu există, nu se poate. Da? Și apropo de nu se poate, nu se poate să nu-i răspund copiii ăștia. Ia uitați ce frumos se-mi spune. Anul acesta am fost copil foarte cu minte pentru că am ascultat de părinți că sunt deșteaptă, că îi ajut. Bagheta magică. Bun venit, Moș Crăciun. Bine te-am găsit, draga moșului. Am mare emoții, să știi. Am pregătit casa pentru tine. Sper că e bine. Dar eu ce emoții am. Ai și moșul? Întreba, mai ales la întâlnirea cu tine. De ce? Pentru că te știu de mică, de când îmi făceai concurență. De când eram o zână bună, mică? Erai o zână mică, spuneai povești copiilor și zic, uite, concurența. Și mă uitam, învățam de la tine. Pentru că nici eu nu le-am pe toate, cum se zice acum în limba modernă, în limba română modernă. Și învățam de la tine, cum se spun... Pe când povești. Eram Andreea Piticot, probabil vrei să spui. Păi da, păi Piticoți ați fost cu toții, da. Ei, moșule, da. M-am lăsat de meserie ca să vin aici, în Marea Capitală, să dau știrile bune seara. Da. Vezi că și la tine, cum și la mine, în familia biologică, ca să spun așa, și neamul de unde mă trag eu a fost mirajul acesta al Bucureștiului, la București, la București. Se găsește în cărți. Un unchi de-al meu, un unchi pământean de-al meu, a făcut niște cercetări și se pare că suntem rude de sânge cu familia lui Marin Preda, iar bunica mea și neamurile mele așa se numeau, Moromet, și m-am născut la câțiva kilometri de casa lui de Marin. De povestea ce a devenit celebră. Da, și eram foarte convins, eram că e vorba numai despre familia noastră, pentru că îi recunoșteam pe oamenii din cărți. Așa? Mă gândesc la vremurile acelea când eu eram tu Piticot și eu eram moș Spiriduș încă. Așa. Și cu părinții mei, serile lungi de iarnă, noi le spuneam clacă, așa se spunea în zona mea. Și stăteam și coseam, femeile, fetele coseau, torceau și ne învățau și pe noi. Eu am învățat să cos la muscă, cum se zice. Am cusut zeci de ștergare, am cusut ii, am cusut fote când eram copil. Oho. Serios? Croșetam la ciorap, nu mai spun de torsul lânei. Le făceam pe toate.
Țăranii făceau lucrurile astea și spuneau povești. Și revin la, și la visul tău de a pleca la București, așa visam noi toți. Și erau și niște artefacte pe acolo. Sunt foarte multe lucruri acum, nu știu ce vrei tu să știi de la mine. O să-ți spun imediat. Eu n-am visat să ajung la București, să știi. Dar mama mea era născută aici. Tatăl meu moldovean jet pe jet, mama, tot din părinți moldoveni, veniți cu ceva timp în urmă, se născuse aici în capitală. Așa că întreaga mea copilărie a fost un continuu drum înainte și înapoi între Moldova mea cea dragă, ținutul lui Ion Creangă, da, și București. Dar, știi, mi-a fost foarte greu pentru că acolo, în inima Moldovei, la Iași, construisem o lume pentru piticoți. O lume în care Andreea Piticot, căci așa mă numeam, alături de poștașul Barbăcot, e vorba de Daniel Buzdugan de astăzi, care era mâna mea dreaptă, da, în echipă atunci, aveau grijă de visele piticoților din toată țara asta. Ce mai turavura a fost tare greu momentul despărțirii și dacă toți suntem în seara de Crăciun, să avem și o mică surpriză. Vrei? Vrei, da, să, cum să nu, vrei să vezi o secvență? De atunci chiar din momentul despărțirii de piticos. Să nu fie prea tristă, că eu sunt cam sensibil. Să vedem. Și acesta e poștașul Barbăcot. E personajul care era mâna mea dreaptă. Toate erau păpușile mele reale și erau recuzita emisiunii pe atunci, mi-amintesc foarte bine. Acesta era patul în care eu dormeam cu adevărat, în căsuța mea din Iași. Și ferească Dumnezeu să mă trezească cineva de dimineață. Este în poștașul vreo soluție? Cam târziu, am mai reținut un păr frumos din vis. Ai ceva pentru mine? Da, am un plic pentru tine. Dă-mi-l, te rog. Poftim. Pentru Andreea Piticot. Îți mulțumesc, da, tare mult. Cu plăcere. La revedere. La revedere. Acum se va numi Ingrid Piticot. Personajul central. Soare care îmi schimba drumul în viață. Andreea Piticot se maturiza. Pleca spre un alt tărâm. Dragă Andreea Piticot, îți trimitem răvaș de departe de pe tărâmul zânelor bune și al piticeilor învățăcei. Avem pentru tine o veste jumătate bună, jumătate rea. De ce e rea? Va trebui să-ți cam faci băgăjelul și să pornești la drum spre noi. Și cred că despărțirea de prietenii din țara lui Piticot nu îți va fi ușoară. Dar vestea e și bună, nu uita. Te așteptăm aici să înveți o mulțime de lucruri noi, de care piticoții tăi nici nu au auzit vreodată.
dar pentru oamenii cei mari. Da. Îmi amintesc cu nostalgie, recunosc. Da, și de la micuța Piticot ai devenit, acum, iartă-mă, nu e periuță, zâna cea bună a surprizelor și ai făcut o grămadă de oameni fericiți. De fapt, acolo, în dreapta și... jos, în ecran, eram chiar la surprize, surprize, când cineva m-a surprins pe mine scoțând din arhivă imaginile astea vechi. Da. De aceea erau aplauzele din fundal. Și iarăși am avut așa un pic de invidie bună. Nu, ia să vedem, nu rea. Pe tine zic, uite-mă că fata asta poate. Cum? Ea păi, poate și eu nu există, pot. Nu se poate, moșule. Exact, exact. Moșule, dar spune-mi, te rog, ești însurat? Da. Și copii ai? 3. Povestește-mi, să-ți trăiască. Da, draga mea, acum... Știi, mi-e și frică un pic să ridic misterul de pe povestea cu Moș Crăciun, pentru că eu mi-am dorit foarte mult la un moment dat să fac lucruri bune și să fac pe Moș Crăciun și totul a pornit de la niște copii cu probleme. Dacă vrei, îți povestesc. Chiar te rog. Eram actor. Pentru că unul din lucrurile care mi se întâmplau în copilărie, când venea Moș Gerilă, mai erau profesorii noștri, încă mai erau de modă veche, deși erau cu școală și nu știu, și mai strecurau în darurile lui Moș Gerilă, ca așa trebuia să zicem atunci, cărți și cărți de cultură bună. Și așa am descoperit eu niște poezii excepționale ale Ninei Casian, povești scrise în versuri, ale lui Marin Sorescu și așa mai, unde fugim de acasă, multe lucruri pe care, băi, ce rău, îmi pare că se pierd și eu nu vreau să se piardă. Bref, moș paranteză. Și mi-am dorit la un moment dat, pentru că eu le învățam, îmi plăceau, nu știu de ce îmi plăceau aceste poezii, și la serbări eu eram un pic altfel. Majoritatea copiilor, când primeau cadou sau când terminau școala, spuneau câte o poezie, când primeau coronița și darurile, cărți și așa mai departe, dar spuneau ce era. Și era, maică, mulți te-au dus, mănică, ai fost neam, blagoslovit, unde sapă, sapă, locul, sare din pământ norocul. Sau, tatăl meu lucrează în mină și tata cântă pe tractor, mama cozonaj ne face, iar noi învățăm cu spor când e pace. Și venea băiatul lui Niculae al lui Ilinca, al lui Moromete, că eu ăla sunt, pe arbore genealogic. Așa. Da? Pentru că primise carte și spunea, într-o împărăție cam ploioasă trăia odată un împărat și o împărăteasă. Și avea firește și un prinț, singur la părinți. Prințul era de 6 anișori de a miorlăia, din noapte până în zori, că în loc de vreau zicea miorlău și tot miorlău pentru nu vreau. Când se aduceau bomboane, el miorlăia că vrea baloane și în loc de baloane vroia tromboane și în loc de tromboane voia bomboane, dar niște bomboane cu gust de baloane și care să sufle ca niște tromboane. Și rămâneau toți bușbe. Și profesorii mei mi-au zis, mă, ăsta vor ajunge scriitor, pentru că iarăși o altă poveste, toți colegii mei de clasă, absolut toți colegii mei de clasă, jură, dar eu nu mi-aduc aminte. Așa? Că de câteva ori, dar o singură dată s-a întâmplat chestia asta, doamna Mimi, pot să-i spun așa, așa o știe toată lumea, profesoara de limba română, m-a pus să citesc compunerea, tema de acasă. Și jură că a fost, că da. A fost bună. Eu am deschis caietul și am început să citesc. Zice, și la un moment dat, doamna Mimi zice, ia vină cu acei măi. Și m-am dus cu caietul. Caietul era alb. Eu nu făcusem tema. O inventam pe loc. Și doamna Mimi s-a prins pentru că eu nu dădeam pagină. Era o pagină fără sfârșit. Exact. Și chestia asta, întâmplări de genul ăsta, i-au făcut pe profesorii mei și pe colegii mei să-mi prevadă ori un viitor de scriitor, ori de actor. Actor. Nu? Lucrul ăsta mă speria. La început, și mai era un lucru pe care îl spun, unde e camera, să-l spun tuturor. Chiar aici. Să-l spun colegilor de breaslă, dragii moșului. Avem nevoie de un singur lucru, de talent pe care ți-l dă Dumnezeu, iar restul, școala, meseria de actor, ți-o dă rolurile contra amploa. Nimeni, toată lumea vrea să fie zâne ca tine, feți frumoși,
și la școală serbă și toate astea, rolurile negative mi le dădeau mie. Acelea sunt șansa de a demonstra cu adevărat talentul. M-au făcut, da, m-au făcut să cred că am un pic de talent și că pot să mă fac actor și mi-am dorit foarte mult să ajung actor. Ții minte ziua aceea pe scena Teatrului Național, da, când 800 de oameni s-au ridicat în picioare să te aplaude? Da, dar am să spun cu o contrapondere la chestia asta. M-am rugat. Eram cu cartea în mână, pe câmp și absorbit de citit, am pierdut o inimă. Ca Nicolae, al lui Moromete. Și mă gândeam atunci, citind eu acolo cu eroi, cu legendele Olimpului și toate, și visam, Doamne, cât visam. Și zic, Doamne, o să ajung și eu vreodată pe o scenă. Dacă ajung pe o scenă, Doamne, să mătur scena, pot să mor. Eu ăsta care ce? Unde sunt oile? Oile și de și ca și mă și mi-era frică că o să mă certe tata, că o să mă bată, că pe vremuri se mai și băteau. Nu e bine, nu e frumos, dar astea erau vremurile. Și am intrat la facultate, am avut parte de niște profesori extraordinari. Eram actor și regizor la Teatrul Evresc, pot să spun, da? Sigur că da. Da. Și domnul Nicolae Macovei, să-i dea Dumnezeu sănătate și viață lungă, acolo unde ești, dacă mă aude, vine într-o zi și mă perie. Măi, Georgică, tu ești cel mai bun băiat, așa și pe dincolo, și să vezi. Și zic, nenenaie, zi repede ce vrei, nu mă lua așa. Zice, uite, sunt copiii de la școala de ambiopli, care au serbarea de Crăciun, și nu vrea mă nimeni, n-au și un moș Crăciun să le dea darurile. Nu vrei să faci tu chestia asta? Aici a fost sămânța, în această asta întâmplare? Acum 25 de ani, 26 de ani. Deci așa, te-ai transformat în moș Crăciun, la început dintr-o joacă, dintr-o nevoie. Da, știi cum a fost, dragă Andreea, pentru că nu arătam ca acum și m-am dus și mi-am lipit barbă și mi-am lipit mustață. Făceam ceea ce nu prea se făcea pe vremea. Înainte erau niște măști, dacă ți-aduce aminte, și le puneau și eu. Mi-am pus perucă, mi-am pus mult burete pe mine, am îmbrăcat și sub reflectoare, trei clase de-a întâia, patru de-a doua, trei de-a treia, așa de-a. Pe vreo două ore eram istovit, nu mai puteam. Și când am ajuns la clasa 12, am zis, hai, luați și voi astea și la revedere. Și deodată, copiii aceia zic, cum adică luați și voi astea și la revedere? Și eu zic, ai mă, ce naiba, aveți 18 ani, voi mai credeți în Moș Crăciun? Și deodată, draga mea... I-ai dezamăgit. Mă scuzi. Și deodată am văzut 30 de oameni mari, 18-19 ani, care mă priveau greu, plângând, și au zis, moșule, noi ne-am pregătit pentru tine, ți-am pregătit niște colinde, niște poezii. Dacă eram, eu spun așa, dacă eram în pielea goală în intersecția de la universitate, m-aș fi simțit mai bine. Niciodată nu m-am simțit... O rușine mai mare. Mai mare, că îi dezamăgesc pe acei copii de 18-19 ani care spuneau, moșule, noi ne-am pregătit pentru... Și au început să-mi cânte și am jurat că dacă vreodată voi mai fi solicitat să fac o faptă bună, să fac pe Moș Crăciun sau orice altceva, să nu-mi ies din rol. Să nu-mi ies din rol. N-ai voie să dezamăgești. N-ai voie să dezamăgești. Și Dumnezeu există. Pentru că a auzit. Și a zis, Doamne, Doamne, pe bune, măi, Georgică, măi, ăsta lui Nicolae, al lui Ilinca, lui Moromete. Pentru că a doua zi, nu știu de unde a venit cineva și a zis, știi, suntem de la organizația, nu mai mi-aduc aminte cum se chema, vrem să facem niște cadouri, mergem la spitalul Budimex. Deci un nou rol de Moș Crăciun. Mai puteam eu să refuz și m-am dus. Și a treia zi au venit de nu știu unde și a patra zi de nu știu unde și tot așa. Și în cascadă au venit lucrurile an de an, an de an și de mai bine de 20 de ani. Sunt Moș Crăciun. Am auzit că ești căsătorit cu Merry Christmas. Da, așa zi, așa glumesc eu cu ea, pentru că acum limba modernă a evoluat. Venim din lumi diferite. Ea e de la
parameci încoace neamul ei, sunt de intelectuali, nu țărani ca mine, au cel puțin două facultăți fiecare pe cap de membru de familie și am zis că e de la Buckingham și atunci ea nu îi place să zică Maria lui Crăciun și zice Merry Christmas. Dar la ea, în familie, intelectuali, vezi, asta îmi pare mie rău, că intelectualii au ținut la tradiții și la asta. La ea nu există să nu fie Crăciunul așa. Nu există, nu se poate. Indiferent, că am trecut și noi prin vremuri nu prea grozave și nu ne-a fost bine întotdeauna. Crăciunul a fost Crăciun, Paștele a fost Paște. Dacă ai ști câți morcovi a ros Merry Christmas ca să creadă copiii că au venit Moș Crăciun și Reni și Rudolf a ros din morcov, mi-au pus copiii, mi-au pus camera să mă prindă. Și am intrat în joc, au adormit și m-am trezit noaptea, m-am îmbrăcat, am intrat în cadru, am luat scrisorile, le-am citit, am comentat. Pentru că îmi scriu și ai mie și sunt foarte convinși de chestia asta. Dar ce îți scriu copiii? În mod real primești mii de scrisori. Da. Dintr-o experiență de un sfert de secol. Ce ai înțeles despre sufletul fiecărui copil? Draga mea, îți dau cuvântul meu de om și cuvântul meu de moș că este impresionant că mai mult de 90% din scrisori, mai mult de 90%, copiii scriu și își doresc să le duc ceva și altor copii nu sau altor părinților, neapărat și bunicilor, câte ceva. Și sunt copii care trec de la faza asta, am fost invitat, eu zic, pe nume. Deci e celebru liceu ăsta din Floreasca, Jean Monnet. Un liceu, așa. Da? Unde lumea zice, da? Unde se zice, unde lumea zice că oamenii sunt mai cu nasul pe sus, mai fițoși, mai... Doamna mea, zâna cea bună. Deci am fost chemat acolo, copiii de acolo se duc la casele de copii, îi inspectează, îi întreabă pe copii, îi pun să scrie și pun mână de la mână și ce a scris copilul, aia asta îi face. Și mă cheamă pe mine într-un cadru așa festiv și Moș Crăciun zice, uite, asta e scrisoarea ta și aceia sunt și copiii nepăstuiți. Și ăsta e, ce ți-ai dorit? Păi, nu mai ții minte, hai să-ți citesc. Și încep să-i citesc ce a scris copilul. Și alți copii, liceenii, ți-am zis, îi fac visul. Fac posibil visul, nu? Pentru că, evident, și moșul face, dar nu poate fără ajutoare. Da. Așa că ai mii de ucenici, să înțeleg. Am mii de ucenici și asta mă bucură cel mai tare, că lumea rezistă în continuare și își doresc de Crăciun exact. Doamne, ce frumos e colindul acela românesc creștin, nu? Că din an în an venim la voi, la geam cu Moș Ajun, e frig, cumplit, e iarnă grea, dar e obicei străbun și are versul și nu uita ca de Crăciun române să fii bun. Da. Asta mă bucură enorm și pentru asta am zis, dacă ei pot, eu de ce să nu pot să fac asta? Și toate astea, suntem un popor creștin. Din când în când uităm. Iar creștinism, nu? Vine de la Iisus Hristos. Fundamentul religiei creștine. Eu nu sunt teolog, n-am studiat creștinism, n-am studiat religia, dar instinctiv și ce am văzut, deci fundamentul creștinismului este iubirea. Iubirea aproapelui. Și zice acolo, chiar din Vechiul Testament, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu e dragostea cel mai frumos dar, Moș Crăciun? Cel mai frumos. Cel mai frumos. Și slavă Domnului că am parte de dragoste, cu bune, cu rele, ale mele. Că nu sunt... Deci nici Moș Crăciun nu e ferit de... Păi e ca în poveste, ca în mitul pe care eu îl știu de la bunica mea.
nu știu dacă ți-am povestit, se pare... Despre bunica încă nu. Da. Povestea lui Moș Crăciun începe odată cu nașterea lui Iisus. Una din legende așa spune, că Fecioara Maria cu Iosif, fugind de urgia, știi, profeției că vor fi uciși pruncii și așa mai departe, și căuta adăpost. Și s-au aciuat acolo. Da? Da. Și au ajuns la casa lui Crăciun, care era mai înstărit, mai nu știu ce, dar era rău, ursul și așa mai departe. Nevasta lui Crăciun a zis, ce să miloasă. Fac miloasă, ea le-a dat voie să intre în staul și acolo s-au născut. Când a aflat Crăciun că i-a încălcat porunca, nu spunem pe post că e destul de, dar s-a răzbunat cumplit pe soția lui. Iar Fecioara Maria și cu Iisus au făcut o minune și l-au transformat pe acest răutăcios, rău, răzbunător bărbat, Crăciun, în cel bun pe care îl cunoaștem, iată, de 2020 frumoasă de ani. Frumoasă răzbunare! Da, păi cea mai dulce răzbunare nu e să întorci cu bine o faptă urâtă? Care sunt cele mai delicate, frumoase, emoționante întrebări pe care copiii ți le-au pus de-a lungul anilor? Sunt atât de multe încât... Sau cele mai simpatice întâmplări. Aș prefera să ți le spun pe cele simpatice, pentru că pe cele mai delicate ne întristăm. Cele mai delicate se referă la părinți și la bunici. De ce bunica mea e așa și nu mai e așa? De ce nu poți să ajut? Dar de ce nu faci o minune? Că uite, nu mai poate să meargă cu mine în parc. Că de-a lungul timpului s-au cristalizat multe întâlniri și multe prietenii. Sunt oameni, copii care au crescut, sunt mari, care nu știu cum arăt în realitate. Dar sistematic de Crăciun, deja în luna august, sună pe Merry Christmas, Merry, să-i spun moșul că noi masa de Crăciun o avem în data de. Și să, de obicei 24, 25 sau 26, dar fac și mai devreme. Sunt oameni. Și i-am văzut crescând. Deci de la aceiași copii te doresc în casa lor, da, al de-a. Și mă duc acum... Și crești odată cu ei. Cresc odată cu ei și cresc cu copiilor acum. Și cele mai simpatice lucruri, și trebuie să spun lucrul ăsta, nu mă duc, că le și spun. Există o poezie absolut superbă pe asta ce o spun, a lui Octavian Goga, sper să nu colaborez prea mult cu autorul, zice, dragi copii din țara asta, vă gândiți voi, cum se poate Moș Crăciun din cer de acolo de le știe toate, toate? Păi uite cum vă spune Badea, noaptea, iarna, prin zăpadă, el trimite pe la case cât un înger să vă vadă. Îngerii se uită în casă, văd și spun. Și moșul are sus în cer acolo, întindă pe genunchi o carte mare. Și atunci eu bag mâna în sac și scot cartea. Așa. Ai înțeles? Care nu e ceaslovul de obrăznicii. No, e. Ce? Cu condei de argint el scrie ce copil și ce purtare. Și de acolo știe moșul că e șiret, e lucru mare. Și să zicem că am venit la tine. Dăm un exemplu. Da. Irina. Și Irina rămâne bușbe. Ia uite ce zice. Ai avut concurs la pian. Bravo, fata moșului, ai luat premiul întâi, extraordinar. Ți-ai dorit un laptop. Dar nu e timpul de laptop, draga moșului. Sau te-a rugat mami să duci gunoi și tu ai, nu că nu l-ai dus, dar ai fost și obraznică. Păi. Și sunt copii, zice, nu mai citi. Nu vrei să mai citești, nu. Dar îi promis lui moșu că n-ai să mai faci și tot așa. Bun. Ei, deci nu mă duc nicăieri și chiar și cu organizațiile non-profit cu care lucrez, că strâng, sunt atâția oameni buni care strâng cadouri și ne ducem la spitale, le știu pe toate spitalele, toate secțiile, toate căminele de copii la care mă duc, până nu-mi fac temele, întrebăm cine, ce și cum, măcar o vorbă despre persoana căruia îi dăm un cadou. Măcar o vorbă, să știm ce își dorește, ce și-a dorit,
cum va fi și așa mai departe. Și sunt copii care au crescut și mă cheamă în ziua de logodnă sau când se întâlnesc prima oară cu familie. Ginerle sau mireasa a crescut cu mine. Și când toată lumea stau acolo și pun la cale căsătoria, cioc, cioc, cioc la ușă, ho, 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 și intru. Și toată lumea rămâne surprinsă și mirele sau mireasa care a crescut cu mine, fuge ochiul acolo la... sunt copii. Ți-am zis că există Moș Crăciun și Moș Crăciun scoate ceaslovul și zice Maria. Și Maria este soacra mică. Ca zic, da, ai făcut așa. Da, de unde știi? Păi te știu. Și îmi ziceai Moș Gerilă? Ți-aduce aminte ce comințioară erai? Și tot așa. Și lucrurile astea dau bine. Iarăși lucruri care m-au impresionat foarte mult și nu uita ca de Crăciun române să fii bun, a fost 2018. Cred că 50% din familiile și copiii cu care m-am întâlnit mi-au spus câte ceva despre țara lor. Este impresionant zână bună. Piticot crescut. Deci pentru mine lucrurile astea sunt extraordinare, sunt excepționale și astea mă motivează, sunt hrana mea de zi cu zi, aș putea spune. Eu în decembrie trăiesc un sentiment dual, dacă poți trăiesc să zic. Trăiesc pentru tot anul, da. Așa e, moșule. Pe de o parte e bucuria întâlnirii, pe de altă parte, cum a mai trecut un an? Așa repede a trecut un an, dar e bucuria întâlnirii cu ei și să-i vezi pe oameni că de Crăciun se gândesc și la țară și se gândesc pe bune, cum se zice, adică cu sentimente curate. Și îi vezi îmbrăcați în ie, îi vezi îmbrăcați în costume naționale, vorbind despre tradiție, că nu e neapărat, nu este o doar o serbare sau o întâlnire a mâncării. Da? Mâncăm, bem, facem, tăiem porcul, șorici, sarmale, cozonac și vin. Nu, vorbește și de spiritualitate. Pe mine asta mă bucură, pentru că îi mai și testez. Și zic, bă, dar voi știți ce s-a întâmplat în ziua asta? Cum să nu, moșule? Mai deci, tradițiile, da. Simți, moșule, că merg mai simt, departe. Simt, da? Și de asta spuneam, mă duce înapoi și am sentimentul ăla deja vu și nostalgia când eu eram copil și așteptam Crăciunul și așteptam să colindăm, cu toate că erau lucruri bune, mai erau și din ăștia cu exces de zel, dar se făcea... Stai că e o expresie care... Se punea batista pe țambal atunci. Se punea batista pe țambal și se colinda. Era liber, categoric era liber, la acele manifestări, sau cum să le spun, obiceiuri care sunt, să zicem, vin un pic păgâne, cum sunt capra, buhaiu, irozii, care, nu, asta era mai de religie. Dar mai erau, nu-mi vine în minte acum emoții, care se făceau și în sat la mine, și plugușorul și toate astea, evitau cum făceau copiii din televiziune înainte, când era cenzura, șopârlița sau driblau ușor. Eu mi-amintesc de copilărie și de acordeonul pe care îl purtam în spate, da. Era mai greu decât mine, dar străbăteam toate străduțele din orășelul meu. Eu sunt din inima Moldovei, dintr-un oraș mai mic, din lumea lui Creangă, și împreună cu prietenii băteam din ușă în ușă, primeam colaci, primeam bomboane, câte un bănuț pe aici colea, îngheța nasul, obrăjorii erau roșii, dar nu simțeam decât căldură în suflet și până la urmă asta era important. Moșule, acum, pe finalul întâlnirii noastre, că știu că ai cale lungă de străbătut în noaptea asta, un gând bun, te rog, pentru copiii mici, dar și pentru cei mari, cu suflet veșnic de copil de acasă. Uite, privește în camera aceea și spune gândul pe care vrei să-l transmiți. Gândul pe care aș vrea să fiu mai deștept acum, ca să spun ceva, să rămână în istorie, dar nu pot. Nu-mi vine în minte. Îmi vine, mai degrabă aș răspunde cu o poezie,
pe care eu o știu, se numește Creanga de Aur, a lui Radu Stanca. Și ea ține de ceea ce avem și nu trebuie să pierdem. O creangă de aur în curte avea, dar el, prințul tăcut, nu știa. Dar omul cu ochii și reți într-o zi trecu prin grădină pe ascuns și o zări. A doua zi, iată la prințul tăcut, o creangă de aur îți cer împrumut. O creangă de aur? De unde să-ți dau, că așa ceva n-am eu? Nici zeii nu au. Dar omul îi răspunde, te-o aflu cumva, mi-o dai mie. Bine, să fie a ta. Și nici nu sfârșește bine vorba pe tron, că omul țâșnește dintr-o dată spre pom, se urcă șerpuind până în vârful bătrân și vesel se întoarce cu creanga în sân. O creangă de aur, cu sunet vrăjit, stă prințul sub pajură nedumerit, se uită la omul ce trece prin gard. Sprânceana-i se încruntă, brațele iar, dar totu-i zadarnic, totu-i în van. Totu-i de acum nemernic alean. O creangă de aur în curte avea și el, prințul nătâng. Nu știa. Nu știa. Nu pierdeți creanga de aur, dragii moșului. Bunătatea, iubirea, nu sunt lucruri care să vă fie furate, să le pierdeți. Sunt ale noastre, ale poporului nostru, ale ființei, ale omului. Păziți-le și nu-mi spuneți că nu se poate. Pentru că nu există, nu se poate. Mulțumesc, Moș Crăciun, și dacă tot e seara cadourilor, dragii mei, știți bine că fiecare săptămână aduce premii pentru voi aici. Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la o întrebare pe zi, la finalul fiecărei emisiuni, răspunsul vostru corect trimis pe mailul nostru nu există, nu se poate, @rondtvr.ro ne arată fidelitatea voastră și cel mai frumos dar de la voi către noi. Așadar, întrebarea de azi este: în ce roman binecunoscut din literatura noastră își găsește rădăcinile Moș Crăciun al nostru? Vorbim de viața reală și de copilăria lui, nu de povești inventate. Vă mulțumesc, aștept răspunsul vostru până mâine la 11 și vă țin pumnii, ba mai mult, pe lângă premiile săptămânale cu care v-am obișnuit. Avem în săptămâna de Crăciun și un dar în plus, un monitor portabil ViewSonic cu ecran tactil la care puteți conecta laptopul, tableta, dar cel mai util este cazul în care conectați telefonul smart, dacă doar pe acesta îl aveți. Astfel puteți vedea pe un ecran mare ceea ce e mult mai greu de urmărit pe ecranul mic de telefon. Foarte util, mai ales în aceste vremuri, pentru familiile cu mai mulți copii, adesea părinții nu știu cum să împace școala online pentru toți în același timp, când nu au soluții tehnice pentru fiecare. Așadar, succes și mulțumesc sponsorului nostru, Elco. Mulțumesc, Moș Crăciun, ai cale lungă de străbătut, așa cum spuneam. Multe visuri sunt în scrisori de împlinit, multe obrăjnicii sunt de șters din ceaslov. Sănătate și drum bun, moșule. Și jur că am fost cu minte, jur, și nu doar eu. Uite, pe noi. Doar oameni cu minți să știi că ne urmăresc. Ei, asta era un alt secret, dar ți-l spun altă dată. Că eu nu mă duc decât la copiii care își respectă promisiunile. Mulțumim tare mult! Noi suntem acei copii! Bucurați-vă de căldura familiei, dragii mei, de sănătate, că e mai bună decât toate, de iubire și credința ce ne leagă la bine și la greu. Și o să trecem noi prin toate, căci nu există, nu se poate. Crăciun fericit! Mulțumim!